Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Noi suntem aici ca să discutăm despre capitolul 9 din cartea lui Hans Hermann Hoppe, Teoria socialismului și a capitalismului, capitolul numindu-se Producția capitalistă și problema monopolului. Înainte însă de a intra în detaliile capitolului, o să vă aducem aminte că jos în sub video e un buton de like. Vă rugăm să-l apăsați ca să ne simțim și noi bine. Să se ducă videoclipul mai mult în algoritmul overlordzilor noștri. De asemenea, tot jos sub videoclip mai sunt puse niște butoane de subscribe, un buton de share despre care o să vă vorbească Alexandru un picuț la sfârșit reclamelor. Tot jos în descriere găsiți un link către materialul discutat astăzi, îl puteți citi în limba română direct online, contribuție în mises.ro. De asemenea, tot pe acolo o să găsiți și un loc de unde puteți cumpăra cartea dacă vreți să, iarăși, să o share-uiți în formă fizică. Da? Că așa se face. Tot jos în descriere mai găsiți două linkuri cu Crypto și Patreon dacă vi se pare că merităm ceva răsplat pentru eforturile noastre de pe aici. Ce cred eu că e interesant este ca ideile astea, dacă le înțelegem și le susținem, să le mai discutăm și cu alți oameni, pentru că e cea mai simplă formă de împingere de avansare a libertății ca să avem o pretenție că reușim să schimbăm ceva. Mai puțin decât acțiunea politică în care trebuie să te înțelegi cu mulți, nu s-a reușit pentru că n-a fost voință politică, ne pare rău, data viitoare. Deci butonul de share e mai tare decât acțiunea politică. Butonul de share și discuția împărtășită e mai tare ca acțiunea politică. Păi hai să începem cu Gabi, început. De ce e rău monopol? E un lucru bun sau un lucru rău? O dată e un lucru rău și a doua oară monopolul nu poate apărea pe piața liberă. Hoppe spune că doar prin... Wow, dar ai sărit așa la finalul capitolului în direct. Adică da, știm că asta e concluzia, da. Dacă nu știu dacă spune asta, da, nu știu dacă spune exact. Asta. Da, spune chiar asta. Da. Spune la sfârșit? Aproape de sfârșit. Da. Păi da, dar te gândești că într-un capitol folosește termenul monopol pentru sensul împământenit, firmă mare care... Nu, eu aș zice că din contră. Hai să desfacem întâi discuția în patru, da? Când lumea, când aude de capitalism, lumea obișnuită când aude de capitalism, zice, păi da, monopolul. Și ce mi se pare mie interesant este că Hoppe se apleacă aici, în acest capitol, nu doar asupra definiției mainstream a monopolului, da, poziție dominantă de piață, sau, de fapt, dai că, poziție dominantă de piață, ăla nici măcar ăla nu e monopol, e cumva exact o definiție next best, că despre monopol e greu de găsit. Monopol înseamnă jucător unic în piață, da? Chiar și în definiția mainstream. Și mare, nu mic, ca așa, dacă e o fabrică de ciorapi cu 10 angajați, nu e monopol. În accepțiunea obișnuită. Da, 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 în accepțiunea ceva mainstream. Gigant. Ideea este că doar printr-un decret al statului, prin fiat, poți să spui, dom'le, acum încolo doar întreprinderea din Cernăuți va produce ciorapi în România, restul lumii, cine vrea să se angajeze în producția de ciorapi, este ilegal și va fi băgat la închisoare. Chestiile astea existau și în monarhii, existau privilegii date către cutare firma, numai ăia făceau mătăsuri. Și aia era. Dar cum ați traduce grant când zice Rothbard grant? Conferarea? Conferă. Conferă? Acordă.
privilegiul merge. Da, atribuie acest privilegiu, acordă acest privilegiu. Dar, ok, hai să luăm cazul ciurapilor. Dar dacă faci, zicem, niște încălțăminte din pânză, mult mai flexibile, zicem, care să semene, să fie un substitut al ciurapilor. Ah. Te lasă sau nu te lasă? Okay? Păi la început nu se prind, după aia, dacă nu intri tare ca Uber, care știu ei după aia s-au pliat pe stat, după aia zice, stați în definiția din lege, includem și quasi, substitut. Quasi pantofii, quasi ciorapii. Bun. Sunt aici, deja ne-am atins de două dintre problemele astea ale... Luați-o ordonat, cum zice Vali. Da, nu. Da, nu. Vreau să mă leg de faptul că după aceea, în piața liberă, dacă cineva, să zicem, deține un monopol, deține, să zicem, o resursă, să zicem, singurul depozit de cobalt este în Munții Apuseni. Oxită. L-a apropiat sau prin contract a cumpărat toate resursele astea de la deținătorii naturali a acestei resurse și el face, nu știu ce, telefoane super tari. Dar acest monopol poate fi, în piața liberă, poate fi combătut de alți oameni care intră pe piața liberă cu substitute. Deci, ok, nu fac cu telefoane din cobalt, îl fac litium sau din fier sau din aluminiu sau din orice altceva. Și atunci poate fi, să zicem... Degeaba monopolul te face, monopolistul te face din prețuri. Deci îți pune un preț sub, nu, super simțit, sub costurile de producție. De producție. Ăia mici sunt eliminați cu substituțiile alea. El după aia, uite, Hoppe nu discută scenariul ăsta. Cam asta e. Teoria mainstream, așa te elimină. Spună prețul costurile de producție, te elimine și după aia vine cu prețul. Asta e teoria despre monopol. Ei, Hoppe aici la început discută despre monopol în concede, să creează, operează cu definiția mainstream. Știi? O firmă mare și te întreabă, domne, care e problema, nu? Care e problema? Ne, el inițial vorbește despre... și despre monopolul ăsta pe care resursă, l-a spus Gabi, pe o resursă rară. Deci dacă ai o resursă rară, acum în teoria monopolistă vrei spune că doar tu o ai. Dacă doar tu o ai, înseamnă că nu o să o vinzi. Sau nu înseamnă numai necesar că o să faci bani. Că dacă te-a pus prostie, să o vinzi, dacă te-a pus să o vinzi, o să aibă și altul. Ca rețeta de Wagyu. Da, mă rog, acolo e un cod genetic, da. Eu știi cum citeam că nu, poate n-ai cere. Și ce dacă ești unic? Nu e cere, mai o prostie, știi. Nu. Din cauza faptului că devii un fel de stat. Același tip de monopol. Neavând prețul acelei resurse, neavând un preț acelei resurse, pur și simplu îți vei, ori o vei suprautiliza, ori o vei subutiliza acea resursă și nu îi vei ști valoarea ei. Poate ar fi mai bine să faci în loc de telefoane cu resursa respectivă avioane sau ar trebui să faci în loc de 5.000 de telefoane pe zi, ar trebui să faci 10.000, nu știi. Cum să presupunând utilizezi cât mai eficient acea resursă. Că tu nu vinzi resursa, ci o prelucrezi. Sau deci faci produse de consum cu acea resursă. Faci produse de consum cu acea resursă, da? Și dacă tu nu vinzi resursa respectivă, ci doar o prelucrezi, atunci tu nu ai prețuri pe ea ca factor de producție, dar nu e o problemă. Poți să o incluzi în prețul produsului final, dar nu e vorba de o alocare rațională, adică prețul produsului final, efectiv, nu, cum să spun, nu ți include neapărat și prețul monopolistic. De ce? Și aici intră bunurile substitut. Deci să presupunem că noi avem, nu știu ce material, da, rapid fuginium, da, care îl scoatem doar de la mine din curte, da, și cât se fac telefoane cu acest material. Da, poate să intre în componența unor telefoane
mobile. Și ce face materialul ăsta? Păi îți face semnalul, da? Îl folosești la antenă și aia îți captează ceva mai bine semnalul decât celălalt. Eu nu vând materialul ăsta în piață, zic, da, îmi fac eu fabrică de telefoane, da, dacă pe ăsta îl scot din curte, fac fabrica de telefoane mobile în garaj și vând telefoanele mele mobile pe piață. Păi da, da, îți apare problema bunului substituibil. Telefoanele mele mobile cu acest material care pierd mai greu semnalul concurează pe piață cu alte telefoane mobile care nu pierd, care pierd semnalul mai repede, da? Ok, dar preferințele bunul în sine s-ar putea să fie telefonul mobil. Nu telefonul mobil care nu pierde semnalul. Că dacă telefonul mobil care nu pierde semnalul este un bun, ce înseamnă un bun? Înseamnă că satisface o nevoie și lumea e dispusă să comită schimburi ca să îl obțină, da? Ăsta e un bun. Și e unic identificabil, adică să obțină fix acel rezultat. De exemplu, se poate spune că telefoanele Apple, pentru unii, sunt un bun pentru că au mărișorul ăla pe el și funcția să fie cu pedigree de mărișorul ăla nu este substituibilă. Da? Dar sunt alții care folosesc aceste telefoane doar ca să vorbească la telefon cu ele, da? Și chiar așa, poate fi, cred că, substituibilă, să iei ceva similar tare. Că o iei ca să fii boier, nu? Poate sunt alții suficient de buni încât să... În cazul în care o iei ca să fii boier, da. În cazul în care o iei ca să aibă merișorul pe el, atunci nu mai e substituibil. Păi nu, să fie ca simbolistică, să fie apropiat de... Păi asta spun, că e o diferență. A, că nu se poate... E o diferență, da. Adică tu propui bunul care satisface nevoia să fii boier, eu propun bunul care satisface nevoia să ai un produs cu merișor pe el. Da. Bine, cred că să mai fac produsul cu merișor și produsul cu vertu și produsul cu nu știu ce sunt toate substituibile pentru nevoia pe care ai propus-o tu, dar doar propusul cu merișor se satisface nevoia pe care am produs-o eu. Scenariul tău. Da. Eu mă gândeam că putem avea scenarii putem în care avea și altele. Și boieria da. E instanțiată. Evident, da. Bun, și revenind la telefoanele noastre făcute cu materialul scos din curte, eu acolo, chiar dacă am un monopol, ne vânzând către piață de producători acest produs, nu pot decât să estimez costurile lui oarecum cu costurile de producție. Adică eu s-ar putea, nefiind specializat în telefonie mobilă, să mă coste pe mine producerea de telefoane mobile mai mult decât i-ar costa pe ăștia de la Nokia, de exemplu. Da? Dar eu pe piață vin pe o piață de bunuri substituibile. Eu concurez cu toate celelalte telefoane mobile. Și atunci eu o să îmi... Ca să pot să fiu competitiv pe piață, am să îmi mănânc din, am să îmi, cum îi spune, să îmi finanțez inexperiența în a asambla telefoane mobile din bunul meu. Practic eu o să vând telefoanele cu prețurile de pe piață, nu știu dacă se înțelege ce vreau să spun, da? Te apuci și să faci un telefon... te costă pe tine mai mult decât costă pe Nokia să facă același telefon. Da? Pentru că economii de scală, experiență, material rulat, whatever, da? Bun. Dar tu ieși cu telefonul ăsta și concurezi cu Nokia pe piață. Și acum, telefonul tău se vinde la un preț comparabil cu prețul lui Nokia. Dacă pe tine te-a costat mai mult și tu ești în continuare forțat să-l scoți pe piață pe mai puțin, înseamnă că de undeva trebuie să vină diferența. Și diferența o să vină din faptul că tu ai un material care ar putea fi foarte șmecher, dar tu e singurul care îl folosește și îl folosești ineficient, că în felul ăsta aducem vorba și la problema de bază a monopolului. Îl folosești ineficient în sensul că nu îl valorezi, îl folosești, îl subvalorezi. Practic tu ai putea să vinzi telefonul ăla la un preț ceva mai mare
decât le avea dacă ai avea și costurile echivalate cu Nokia. Dar tu nu le ai, că nu ești specialist pe chestia asta. Nu știu dacă... Ce faci? Pierzi camului? De ce ești prost? Ești mai prost pentru că tu vinzi un produs folosindu-ți monopolul tău asupra materialului ăstuia scos din curte, îl vinzi la mai puțin bani, scoți de pe urma lui, de pe urma strictă a materialului pe care tu te apuci și îl prelucrezi și îl vinzi împachetat într-un telefon, decât dacă îi l-ai vinde lui Nokia și ai lăsat pe ea să-și folosească procesul de producție să vândă telefoane cu materialul tău. Aba, chiar ai putea să vinzi materialul mai scump pentru că ei au de unde să scadă din economiile exact. De scală. Asta care aici ar fi o critică la monopol sau la ce ar fi? Ar fi o critică socialistă? Felul în care instanțiem în practică ceea ce zice Hope aici. Dacă tu ai un produs în regim de monopol pe care nu-l vinzi, da? Dar vrei să-l folosești, o să-l folosești suboptim. O să-l folosești pierzând din valoarea pe care ai putea o obține dacă tu ai deschide produsul ăsta către piață. Da, dar aduce și argumentul ăla al satisfacției psihice, știi că ești mândru că... Da. Ok, aia e din altă argumentație. Nu, adică ce mai ziceam și data trecută, nu e un panaceu universal analiza economică. Analiza economică te informează. Uite, poți să faci un lucru ineficient. Felul complet final în care iei tu o hotărâre, nu e treaba noastră. Deci asta care era scenariu? Aveai ce aveai? Un material. Aveai un material. Resursă rară. A, și de aia erai monopolist? Da, că doar da aveai monopol pe materialul ăla. Era singurul... Cea mai simplu de monopol, că nu prea poți să faci și să zicem să fii... Păi de ideea e că nu te scuteai, nu? Nu te scuteai, dar nici așa. A, și predicția mainstream e că dacă aveai sau... Oh. Nu, dacă deschizi și zicem vrea cineva să mai obțină resursa ta din materialul ăsta rapid... Fuginium, așa. Fuginium. Din curtea ta, încep să afli prețul acelei resurse. Având acel preț, poți să faci un calcul că economia e bun pentru produsele care le produci. A, și aici nu știi că nu se... Nu știi că nu ai preț de piață. A, voi referiți la argumentul la Edvardian, că dacă înghiți toate industriile, nu mai știi unde ești. Mm-hmm. Ești ca stat. În mic aici erai, doar că era resursa ta. Mutatis mutandis. Da. Deci Hope e obsesiv cu asta, cum tatis, cred că folosește de 10 ori. Când putea să zică proporțional, mă rog, treaba lui. La trece și prin, deci pe lângă monopol, trece și prin, cum are loc producția în capitalism, știi? Adică, pe piața liberă avem un evaluator suprem, și anume consumatorul, care spune ce produse satisfac preferințele lor și producătorii care se angajează în satisfacerea acestor preferințe rezistă pe piață sau nu rezistă în funcție de modul în care își alocă factorii de producție, cum își alocă costurile și... În timp ce la stat nu ai, nu? Asta e ideea. Da. Asta e. Ia, în paranteză aici, apropo de consumator. Deci, eu cred că toate poveștile statului despre evaziune fiscală, că n-au plătit taxele, n-au vărsat TVA-ul, sunt doar un mecanism de control. E o mică teorie pe care o am, din cauza că întotdeauna toate prețurile, într-un final, se varsă în... ajung să fie plătite din buzunarul consumatorilor. Toți sunt până la urmă consumatori. Deci genul ăla de, am mai zis-o mai demult, vai, n-au vărsat TVA-ul niște întreprinzători veroși, n-au vărsat TVA-ul la stat. Și vând la negru și... Păi da, dar el nu poate să vândă, și el vinde la negru ceva, cu banii aia, după aia ajunge inevitabil să cumpere chestii cu TVA. Deci el bagă în prețul ăla la negru, pagă de fapt și TVA-ul.
Ideea e că tot timpul consumatorul final plătește. Da, pierde pe traseu, nu? Nu, ideea e că că nu știe statul ce ai făcut. Nu, statul pierde din punctul ăsta de vedere. Ce poți spune tu e că nu pierde atât de mult, că se întoarce cu banii și... Nu pierde. Banii la negru, da, îi rămân lui pe persoană fizică, nu se întorc în firmă. Da. Să zicem că... Nu, Alex, am vrut zicea că se întorc. Eu zic că se duc în economie, pentru, adică câtă vreme banii se rulează... Se duc în economie, dar statul ia TVA pe fiecare rulaj, înțelegi? L-a pierdut pe la rulajul tău. Nu, dar dacă plimbi TVA-ul corect, tot timpul, de fapt, adaugi doar diferența la TVA. Nu să ia din nou și din nou TVA. Tot timpul poți să-l deduci și numai consumatorul doar final nu poate să-l deducă. Păi da, asta spui și eu. Păi și, deci dacă ai un lanț în care tot deduci TVA și consumatorul final mănâncă, plătește TVA, tu nu pui TVA, dar prețul final are TVA. Nu. Dacă îl cumpără de la țăran niște banii, deci în circuitul... Păi țăranul după aia cumpără altceva cu TVA. În circuitul, Alex, în circuitul non-negru, da, pe tranzacția asta care e făcută astăzi la negru, statul reține niște bani pe post de TVA. După aia, ție îți rămâne, deci astăzi statul reține niște bani pe post de TVA, îți mai rămâne atâta. Da? Tu atâta scoți din firmă, ca să facem mutatis mutandis, da? Scoți din firmă banii ăia, mai plătești niște taxe pe ei, nu contează ce, și să observați că se face mai mică, da? Așa? Și te duci cu ei în economie și cumperi ceva. Și din ceva ăsta, dar tu mai iau un TVA. Da, ia uite, am TVA-ul ăsta și am TVA-ul ăsta. Pe când, în exemplu pe care l-ai descris tu, el ia, îți dispare TVA-ul din stânga, că el ia banii ăștia să duci cu ei în economie, ca să nu mai vrei și de taxele pe care le-a luat, că nu se mai face mai mică, da? Duce cu el în economie și statul trage înapoi un TVA. Deci vezi că am o singură mână. El statul pierde. Ok. Da. Consumatorul câștigă, mă rog, consumatorul, omul de rând câștigă, pentru că taxarea este furt. Da. Care mai era? Deci ce am zis până acum? L-am zis pe ăla cu... alu Rothbard, că te pierzi prin pădure dacă nu mai știi așa. Am zis pe ăsta cu profitul, nu? Că birocratul ăsta nu l-am articulat bine. Nu l-am articulat până la capăt. Dar zice că... Copii zice că și el are o motivație. Poate își iubește țara, poate vrea o... Păi asta e problema. Pentru că dacă își iubește țara, el este monopol pe ciorapi. Zice, hai să facem cât mai mulți ciorapi pentru cetățenii români. Și românii nu vor atât de mulți. Ori nu vor atât de mulți, ori el își, pur și simplu are o ori fabrică. Ori face mai puțin, fii atent. Deci îi face românești. Dar jumătate din România n-are. Neavând prețuri și să facă un calcul, este motivat de cu alte lucruri. Da? Și pe lângă problema asta este cea supra-utilizării fabricii. Păi, eu vreau să fac mulți ciorapi. Zi și noapte, nu le mai las pe alea să se răcească echipamentele alea. Băieți, băgați puternic. Așa e? Că suntem monopol. Hai să... Vrem să producem nu știu câți ciorapi. Atunci, fabrica aia, să zicem, se deteriorează, da? Produsele vor fi de mai puțină calitate, în timp poate se vor face și mai puțin. Cantitate mai mică, pentru că e fabrica. Există riscul ăsta de supraexploatare? Birocratul ce interes deci, are? Păi, el nu câștigă mai mult din... Câștigă? Nu are niciun interes. Poate avea niște indicatori. Nu, dar nu există. Deci, ideea e în felul următor, că într-o economie de piață, da, în care poți să transferi atât produsul, dacă și capitalul. Deci, de exemplu, dacă să zicem că eu, pe persoană fizică, sunt singurul din România care are monopol de ștanțat timbre, da? Și asta înseamnă că am un capital fix, o mașină de făcut timbre sau de ștanțat sunt alea, nu? Când faci marginea aia. Borderou ăla, da? E. Bun. Eu am o mașină care face chestia asta. Dar... eu având monopol pe ștanțat timbre, acea mașină este valoroasă doar pentru mine. Eu nu pot să o vând. Dacă mă apuc să o vând unuia, o vând doar cu valoare de fier vechi sau cu valoare de colecționar. Cu valoare de ștanțat timbre, nu.
Pentru că doar eu am voie să fac asta. Eu am monopolul respectiv. În contrapartidă, dacă zicem că toată lumea are voie să, nu știu, să facă limonadă, da? Dozatoarele tech sunt valoroase pentru mai mulți. Pentru toată lumea, da? Dacă toată lumea poate, sunt valoroase pentru mai mult. Și atunci, dacă eu am un dozator tech și apăs, bag chestii în el și fac așa, pentru fiecare unitate de produs, pe mine mă interesează să mențin următoarea ecuație. Să maximizez atât cât scot prin exploatarea ei, prin exploatarea zi cu zi a mașinii, să maximizez profitul pe care a scos, sau încasările, dacă vrei să spunem, dar și să îi prezerv valoarea. Pentru că la un moment mai încolo, am mai avut noi discuția asta la un moment, la un moment mai încolo, eu poate vreau să vând această mașină. Și pentru că există o piață și lumea are voie să folosească această mașină, ea în continuare rămâne cu valoare de mijloc fix. Și deci eu trebuie să scot din ea, practic, nu, scuză-mă, să consum din resursa capital fizic mai puțin decât... Nu poți să vinzi, nu, asta e obiectiv. Pentru că nu poți să vinzi. La monopol, nu poți să o vând. Și atunci îmi dispare... Nu poți să vinzi statul român. Ce? Nu poți să o vinzi. Statul român nu poți să-l vinzi. Da, o firmă exact. Privată de apărare poți să o vinzi. Da, 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 da. Și atunci îmi dispare motivația asta de a nu, de a consuma resursa de capital fix cât mai eficient. Un exemplu ușor de înțeles și ideea e că se... Și ideea nu e... Ideea e că se întâmplă în piață, deci în piață avem mecanismul ăsta al falimentului. Da? Oamenii care sunt ineficienți își consumă, de exemplu, se decapitalizează. Ei sunt ineficienți, ce înseamnă? Se decapitalizează, da? Tu deschizi un restaurant și ai acolo niște cheltuieli. Să spunem. Da, și la sfârșit îți dă pe minus, îți dă, asta e un alt lucru pe care îl aduce Hope aici, avem și instrumentul contabil. Instrumentul contabil îți spune clar, pentru că, de ce ai nevoie de instrumentul contabil? Pentru că și asta e poate un lucru care îi confuzează pe mulți, zice și Hope, momentul între alocare și producție, alocarea mijloacelor fixe, resurselor, procesul de producție și validarea lui de către consumator, astea două se întâmplă în două momente diferite. Și atunci ai nevoie de un ceva, un instrument, ca să poți să verifici dacă ai alocat corect mijloacele respective. Acest instrument e instrumentul contabil. Tu îți înregistrezi cheltuielile, devalorizarea, deprecierea mijlocului fix, și la final ai prețul de vânzare. Dacă dă cu plus, dă cu plus. Dacă dă cu minus, dă cu minus. Dacă dă cu mult minus, o piață liberă dai faliment și la revedere. Am scăpat de oamenii care nu își folosesc resursele în mod eficient. Și folosirea resurselor în mod eficient este ca pe termen lung, tu din vânzări, să îți acoperi și cu plus atât cheltuielile de producție, cât și devalorizarea mijlocului fix. Consumul de resursă respectiv. Dacă tu nu poți să vinzi mijlocul fix, tu nu mai ai nicio motivație să acoperi devalorizare și eu să-l consum ca orice fel de resursă nu, în să timp mai rapid. Să mă gândesc dacă el nu poate să câștige mai bine dacă nu face nimic. Zic, stai că mai am nevoie de niște resurse nu, suplimentare, că trebuie să vândă. Mai dați-mi bani, mai creșteți-mi bugetul, nu, tech-ul ăla nu e ce trebuie. Mai am nevoie de niște consultanți, da, mai am nevoie de nu știu. Da, asta poate să fac, asta poate să facă, da. Și nu exploatează, bine, exploatează. Cetățenii, știi, da. Nu exploatează resursa. El te tot aburește, știi. Ok, și chiar te aburește, dar pur și simplu acel mijloc fix... Din cauza că stă, da? se uzează. Deci, dar poți să iei neapărat un profit. Este la o resursă naturală, uite, la apele române.
praf și pulbere, deci toată lumea aruncă gunoi în ea, poluează și așa mai departe. La ce adică zicea Vali, aici mă gândeam... Aici vorba de bunuri publice. Da. Uite, la ce zicea Vali, mă gândeam și aia că el primește bani în plus dacă are lucrurile prost. E argumentele perverse. Da. Când vorbește Hoppe, știi, de mai mulți bani, e nevoie de mai mulți bani, că uite, nu merg. Bun. Pe lângă asta, un birocrat, hai să zicem că are niște resurse, încă nu s-a apucat de treabă ce produs să facă și păi am niște, uite, capital, am 3 milioane de euro. Ce fac? Fac drumul A, drumul B, aici îl citează Hoppe pe Rothbard. Uh-huh. Fac o școală, fac un spital. De ce are nevoie țara, știi? Pur și simplu... El de ce nu știe că teoretic ar... Pentru că nu funcționează, pentru că, singurul fel în care, pentru că singurul fel în care demonstrezi de ce are nevoie țara este agregând preferințele consumatorilor într-o economie de piață liberă. O economie de piață liberă care e deservită de prețuri libere, se parerează pe schimburi voluntare, da? Felul ăsta... Știi cum mă gândeam eu? Că el nu știe prețurile, știe costurile. El... Când se aleagă între școală și... Bă, da, știe cât costă o clădire, cât are piață liberă pentru asta. A, da, dar da. Nu știe câte școli și ce bani ar nu da știe lumea. Cât costă este... clădirea aia. Nu. Că la drumuri... Nu știe. Deloc. Că n-are nu comparație. Nu este piață liberă. Da. Da, la școală. Am dat eu greșit în exemplu cu școala. Da, și școala, dacă vin cu școala cu tot, că este... Cu tot sistemul, nici acolo nu știe. Acolo nu știe. Nu, al materialelor... Învățătorii nu știe cât sunt de producție, fii atent. El nu știe cât costă... Pentru că este piață liberă cât de cât pe, pe materiale de construcție. Da, dar tu... Da, tu asta vreau eu să zic. Da, el nu știe cât costă școala, școala fiind gratis. Dar tu nu vinzi o clădire, da, exact. Asta e, tu vinzi, mă rog, vinzi, produci școală, nu produci o clădire. Asta susțineam eu, că el nu știe prețurile finale, exact. Dar știe astea bitumul și nu știu ce, da, știe da, prețurile. Da, e irrelevant. Da, tu nu poți să facă. E irrelevant. Adică să susține ce ai zis tu, că el vede costuri, da. Dar nu vede eficiență. Da. Uite pe chestia asta, statul e privit ca o potpurie cine... așa de servicii, pe când, adică uite, apără săraci. Ok, ai putea să zici că asta e o chestie așa etică, morală, în care trebuie cineva să se ocupe. Nici nu intrăm în aia. Dar pe partea economică, aha, dacă suntem de acord că o gospodărie are contabilitate simplă, cu cheltuieli, venituri, trebuie să-ți dea pe plus. O firmă îți arată cum se mișcă, că un lucru se mișcă corect. Trebuie să ieși pe plus. Dacă statul face lucruri economice, hai să ne uităm, simplu, dacă iese pe plus, dacă suntem de acord că statul ar trebui pe partea economică să funcționeze ca o firmă, atunci ce e cu statul ăsta? Cine e? Stai puțin. Cine e? E statul, suntem noi, e statul nostru? Ok, dacă el ar trebui să fie ca o firmă, păi hai să avem niște acțiuni atunci la această firmă și să avem ceauri, adunări generale a acționarilor care iau hotărâri. Investim, nu investim, mai scoatem dividende, ne împrumutăm. Alege-le! Păi. Ok. Good luck. Și aici o să zic o chestie pe care am sărit-o în episodul trecut. Faptul că la un moment dat Hoppe punea în... că sunt unii, zice, sunt unii care au senzația, domne, pot să trag o paralelă între felul în care funcționează statul și o firmă, statul democratic, zice el. Că, uite, să adună, da, odată, face ca un aga, da, sunt alegerile, are un regulament de ordine interioară care e Constituția, are o structură de decizie care e tot la fel scrisă în Constituție. Are și aceleași probleme de acționariat difuz. Da. Și Hoppe, în niște termeni mult mai academici, zice, băi, ești prost? El o pune mai frumos așa, spune, zice, numai oamenii de o extremă superficialitate pot considera că această analiză are vreo valoare. În mare parte datorită coerciției implicate la absolut toate nivelurile. Bun. Da, uite, dacă birocratul, și aici nu sunt de acord cu Hoppe, ar fi un înger, un Superman. El spune că în cazul ăla atunci ar putea
aloca perfect resursele și ar reuși să satisfacă preferințele consumatorului. Dacă s-ar ridica peste propriile nevoi, adică... Nu, eu zic că nici atunci. Păi nu, dar da, da, Hoppe spune că... Pentru că piața liberă nu poate fi părerea mea. Nu, nici nu ar fi prețurile. Depinde de la ce sferă Hoppe. Dacă are în vedere bunătatea sacrificiului birocratului, da. Dacă se referă la chestia de cunoaștere că nici îngerul nu știe prețurile, da, nu are dreptate. Nu, se referă la faptul că un luceafăr, ar produsele în sine pentru piață, da, ele suferă la nivelul calitate. De ce? Pentru că nu ai motivația profit-pierdere și agentul care ți le servește are și el niște priorități care diferă de aceea a te servi pe tine. La motivație se referă, nu la da, calcul. Da, la motivație. Critica lui Gabi viza tocmai asta. Iar dacă el e, am reparat motivația, să zicem că are motivație, tot nu știe, știi? Nu, Hoppe spune, o dă în următor context, zice, chiar dacă ai avea îngeri în birocrație, păi fă, extinde-o ceteris paribus, îngerii din birocrație, nu trebuie să-i compari cu oamenii din privat, compare ca și cum ai avea îngeri și în privat. Și atunci tot o să fie mai bine. Da, o face el așa, dar... nu de la motivație, ci de la faptul că, într-adevăr, ai o resursă, zicem, $1,000,000, nu o să facă dacă preferința publicului ar fi, domne, vrem suică, da? Îngerul o să le dea, eu știu, cărți culturale sau altceva. Adică nu satisface consumatorul. Asta vreau să zic. Critica lui Finn? Critica lui că Finn? Un înger ar reuși. Hoppe zice că un înger pus acolo în... Aș spune că nu sunt înger. Da, tu aici te-a pus și schimbi, îi introduci îngerului și, cum să spun, judecată. Cunoaștere. Introduci îngerului și un fel de cod moral în sine, adică da, nu o să le dea ce vor. Da, Hoppe spune nu, e pe nu, și ideea un, că ce vor. Și un Superman, da, poate să zică Supermanul, măi, eu mă gândesc că ar fi bine ca voi să ajungeți spre stele, să deveniți o civilizație galactică. Da, asta... Nu e vreo țuică. Da, deci da, genul, da, să știi că genul ăsta de paternalism îl face statul și astăzi, nu da, știu, n-ai nevoie de îngeri. Nu, dar de ce a adus îngerul în discuție? De ce nu era suficient niciun înger? Deci o dată avem... Zice că îngerul ăla nu ar avea interese personale, știi? Are un birocrat om obișnuit, odată. A, și că asta ar fi presupunerea socialistă greșită, că da, birocratul e... Birocratul are și el, da. Eu am nevoie să avansez în ierarhia politică, de exemplu. Și trebuie să bifez alte lucruri, nu calitatea la produse. Trebuie să bifez cantitatea. Motivația da, birocratului. Motivație. Plus că nici statul în sine, să ne aducem aminte în episodul trecut, nici statul în sine nu ți oferă serviciile pe care ți le oferă ca să facă profit. Da? Nu e o întâmplare că e pe pierdere, dar el nici măcar nu-și propune să facă profit. Da. Deși, prin urmare, nu îl interesează reducere de costuri, serviciile de calitate. Asta e o calitate, că n-are calcul, știi? Da. Păi nu fac pentru că nici nu mă interesează. Eu sunt... Uite, pe mulți nu-i interesează să facă calcul economic pentru că sunt unuri publice. Lucruri importante, rău, avem exemple de orice vreți, nu știu, podul cu tare care deservește două cartiere. E un lucru fundamental pentru funcționarea, nu știu ce. Și mă gândesc că evolutiv, genul ăsta de lucruri deschise tuturor publice erau ca o cale deschisă de comunicare. Puteau să vină oameni de la munte, să vândă la șest. Chestii de-astea părea că e... Păi cum? Drumul trebuie să fie deschis. Ești nebun la cap cu drumul privat? Cum se poate așa ceva să închidă drumul? Și cred că evolutiv pare o intuiție. În zilele noastre, domne, chiar trebuie să avem niște lucruri publice. Nu se poate să le controlați așa. Da, care... caturizarea lor, că ce un bar privat înseamnă un bar închis? Nu. Tendința, estimarea empirică, să circule lumea, că de-aia a făcut drumul ăla, știi? Ori interpretarea socialistă, prima chestie la care se gândește,
E că e un nazist care nu mai lasă anumite elniți treacă. Ce vreau să zic este că evolutiv vorbind, oamenii au fost puțini pe lume. Nu ai avut economii din astea de scală, n-ai avut orașe, mega orașe, ci toate problemele astea, nu, oamenii nu și-au pus problema. Păi cum să gestionăm lucrurile așa de mari? Nu? Și cineva a zis, stați că știu eu, e loc de să mă încalec pe problema asta. Da, și oamenii au zis, oh, uite, s-a rezolvat. Ce am zice noi diferit este că lucrurile astea ar trebui rezolvate prin piață, prin interacțiunile între oameni, că oamenii nu știu. Păi ia spuneți voi, măi, libertarienilor, cum ați rezolva cu podul Grant? Păi nu știu eu să-ți rezolv problema asta. Eu pot să-ți zic ce e corect, cine-i corect să aibă podul ăla? Păi, nu, tu îi dai soluția, știi ce dai? Soluția, tu nu-i, nu-i dai parametri empirici, da. Să fie nu știu ce. Exact, aia, mulțumesc. Înțelegi? Da. A, tu ca libertarian nici nu îi poți spune dacă ar trebui construit acolo, știi? Catapulte, catapulte. Gata, să nu uităm, cel mai bune. Bine, dar trebuie și un proiectil așa ca să fie aerodinamic, să te duci mai departe. Dar mă rog, asta face piața. Nu, asta e decizia antreprenorială. E o decizie antreprenorială. Tu ca economist, ca teoretician al dreptății, îi spui despre legi economice și despre legi ale dreptății. Nu îi spui cum trebuie să amplaseze un drum. Ai antreprenorial, descoperi... Nu, și mai e o problemă. Deci odată ce ai avut statul ăsta, care eu aș prefera ca el să rămână în istorie ca un experiment, o greșeală a istoriei, genul ăsta de administrare prin stat. Nu, așa cum zici, comunismul a fost o tâmpenie, eu visez că lumea o să zică statul a fost o tâmpenie. Da? De ce? Din nu, cred că... Da, e, mă rog. Ești departe. De ce? Din cauza că îți pui problema, deci statul a furat resurse de la toți, s-a apucat și a făcut ceva. Acum problema se pune, păi cum privatizăm acel ceva? Păi poate n-ar trebui să privatizăm acel ceva. Exact ce ați zis și voi mai devreme. Deci, e un pod acolo. Poate n-ar trebui să fie un pod acolo. Poate oamenii vor să plimbe dintr-un cartier într-altul cu catapulte. Poate vor să facă un tunel. Ce să... Poate nu e bun podul ăla. Tot timpul s-a îmbuteiaje pe el, mă enervează. Dați-l jos. Păi și cum că e un bun? Păi stai, poate piața îți face un bun mai bun. Da? Nu, mi se pare că de multe ori îți sunt date probleme false să rezolvi. Păi cum ați face voi cu tare? Hai, vedeți că nu rezolvați? Păi poate nu aia e problema. Da? Asta repară o prostie. Da, exact. Adică tu îmi pui problema asta și eu aș face bine ca de cele mai multe ori să... Nu trebuia făcut pod pe acolo. Da, deci nu-ți accept, da. Dacă îți veneau niște patroni, ăla nu-ți făcea pod acolo. Știi? Dacă l-a făcut statul, asta e o garanție. Nu, plus că fix ăsta, podul ăsta este peste niște șine. Păi poate gara trebuie să fie mai la Cucurigu. Ia mai scoateți gările din orașe. Ce atâta gălăgie, poluare, fonică, nu e bine cu trenurile. Scoateți tot. Nu știu, multe discuții sunt și inginere, știi? Exact. Că trebuie nu da. Știu de care. Da, care da. Nu e... Soluția de piață liberă, nu, te uiți pe calcul costuri-beneficii și după aia decizi prețul materialului, ce să folosești, ce nu știu ce. Mă rog, ce. Ca o concluzie voiam să zic că oamenii nu s-au obișnuit niciodată să gândească, știi că ai problema asta și eu recunosc că e o problemă. Deci când ai o asociație de proprietari, mă, numai prostii se întâmplă acolo. Ai moșul nebun care nu acceptă nu știu ce, s-a dovedit că moșul are prea multe puteri, că a fost contractul inițial făcut greșit. Ok, dar poți să schimbi contractul dacă ești într-o lume liberă. Nu rămâi prizonier al moșului nebun, ce să spun. Da? Și ideea e că poți să... Oamenii nu s-au gândit, asta voiam să fie concluzia, nu s-au gândit cum să gestioneze lucruri din astea între mai mulți oameni. S-a înstăpânit cineva pe ele și acum se acceptă, domne, cine... Trebuie să fie una. Trebuie să fie un serviciu monopolist ca să ne, deci să ne facă asta... să ne înțelegem. Asta e un lucru care e oarecum discutat în următorul capitol, dar tu îl anticipezi puțin. Nu, săritura asta nu are, adică avem o nevoie, cineva ridică mâna, fraților mă ocup eu,
Ok, perfect, ocupă-te tu, da? Dar de aici nu rezultă monopol. Yes, exact. Nu am securitate. E ca discuția aia cu societate-stat, din faptul că avem nevoie de societate să nu... Mm-hmm, mm-hmm. Și asta e discutabilă, poate ai indivizi care n-au nevoie. No. Nu știu, vrea să trăiască în peșteră. Și trecerea la stat, în urmare, e nevoie de stat. Ori dacă iei înțelesul libertarian stat ca organizație mafiotă agresivă și nu ce, nu prea ai nevoie, știi? Adică poate să... Bun, da, m-aș întoarce un pic la conținutul capitolului și a zice că trebuie să spunem chestia asta poate vreo 50 de ori, mai punem un counter pe undeva sus, da? În piață, consumatorul, clientul, consumatorul final este suveran. Suveran. Într-o piață liberă, piața în sine deservește dorințele consumatorului. Dacă o privești a la long, în într-un șir cronologic, adunat deservește, deci limita șirului respectiv, dacă vreți să discutăm așa, avem o piață liberă, piața asta întotdeauna va tinde către, nici poate că niciun moment al pieței nu o să ai satisfacție 100%, dar ea întotdeauna va căuta să se apropie de această satisfacție 100% și este singurul mod în care poate să facă chestia asta, este împuternicind consumatorii prin aplicarea tranzacțiilor voluntare, menținerea tranzacțiilor la nivel voluntar și, practic, ai acest mecanism de profit-pierdere măsurat care îți asigură că toți producătorii vor aloca mijloacele lor în această direcție, în direcția maximizării atât a beneficiilor consumatorului final, cât și a lor, ale beneficiilor lor în viitor. Da? Uite, voiam să fac așa o nuanță la ce zici tu, că e suveran. El este suveran. Într-o piață liberă poți să ai presiuni din partea societății. Pune mâna și ia-ți un telefon mobil ca să comunicăm mai repede. Dar asta nu e o impunere, nu e o obligație. Tu poți să vrei să stai în peșteră fără telefon mobil? Asta e așa o sfat moral. Dar, nu, și dacă cetează, zici că pentru el era importantă gura lumei, știi? Nu, da, așa și el, nu știu ce telefon. Exact. Nu, și pe partea elaltă de împuternicire a individului. Cum ziceam și data trecută, eu cred că mai mulți indivizi ar face bine să-și asume postul ăsta în care când au de-a face cu agenția statului, să-și ia puterea înapoi, pentru că individul oricum hotărârile pentru viața lui și le ia singur. Dacă s-o ia în stânga, în dreapta, să mănânce cu albă, neagră, să bea cafea sau nu, toate hotărârile sunt de fapt în puterea lui, trebuie doar să n-o cedeze. Când vine agentul statului, se zică nu. No means no, după cum bine știm. Asta e un risc personal, știi ce? Să facă lumea închisoare, că normal, nu plătesc. Eu nu zic să-și ia riscul. Asta merge pe termen lung. Are libertatea să-și ia. Are. Păi, da. În sensul că puterea o are el. N-ai zis doar asta. Nu. Ai zis-o pe prima. Nu, prima, da. Una e legitimitatea evaziunii fiscale, care, da, în libertarianism, evaziunea fiscală este legitimă, știi? Și una e să o faci efectiv, știi, să-ți asumi care o poziție morală, știi? Dacă să te abții sau să o faci nu, efectiv. Ai dreptate. Eu voiam să zic plus că mai ajut. Plus risc. Mi-ai distilat poziția. Adică m-ai ajutat. Eu voiam să zic că puterea de a hotărâ, de fapt, este a individului. Atâta vreme cât cineva hotărăște și el acceptă, e puterea lui că acceptă. Păi da, despre asta e riscul. Ideea atâta vreme cât nu este impus agresiv, există. Ideea e că el nu poate acuși, nu da, poți să-i zici, da, domne, de ce nu... Păi poate nu poate. Da, poate e una ucraina care nu vrea să lupte contra rușilor și ăștia-l trimit. Cu forță. Da, ăștia-l trimit, da. Nu poate, știi. Înțelegi?
ca perspectivă pe termen lung, da, asta da. Va fi și cheia, știi, dacă e să schimbi ceva. Dom'le, deveniți mai brasnici, mai tupeiști, individul e liber, e nu știu ce, știi? Dar sunt efectele astea de vecinătate, știi, te zicea... Nu mai știu cine zicea. Apropo de... Dacă vrei să fii liber, vecinii tăi trebuie să fie liberi, știi? Apropo de egoismul ăla socialist, îl sacrificăm pe X ca să bifăm nu știu ce. Iar poziția libertariană de pe Twitter era ceva de genul ăsta. Dacă vrei să fii liber, vecinii tăi trebuie să fii liber. Gândește-te și la... Da, nu am... Că altfel nu reușești. Nu reușești. Dacă tu te bucuri că satul i-a călcat pe ea în picioare. Pe IT, să zice. Da, da. Păi și tu devii IT mai încolo, știi? Nu, sau... plătești nu prețuri. Te mai bucura ca prostul, știi? Ca te va lovi, știi? Sau plătești prețuri, apropo de consumatorul final susține prețul. O faci deja, nu e exact. O mare catastrofică. O faci deja, da. Știi? O faci de când te-ai născut. Mai e un lucru de zis aici, felul în care statul, adică dacă tot ce am vorbit noi despre cum să desfășoară actul de producție în piața liberă, când intră statul, nu... mai discutăm în acești termeni, pentru că statul poate să își acapareze orice fel de mijloace prin forță legitimizată, da? Și nu-l mai interesează, deci dacă producătorul în sine își maximizează venitul atât în momentul cu tare, în momentul X, cât și pe seria de timp pe care o ia în calcul deservind consumatorii, statul zice, păi, mai punem o taxă. Mai punem o taxă, ne mai împrumutăm nițel, ne facem un pic. Uite, auzeam argumentul ăsta, domne, nu vreau anarhocapitalism, pentru că mafiile alea, opresiunea ar fi și mai eficientă că sunt private. Păi, și apărarea ar fi mai private, sunt mai bunurile voluntare, de fapt, asta e ideea. Bunurile voluntare sunt mai bune pentru că ai testul ăsta. Profitului și pierderii. În cazul mafiei nu e așa ceva. Mafia funcționează exact ca statul. Ai agresiunea și piața garantată, știi? Piața aia extorcării, știi? Deci mafia n-are profit și pierderi. N-are cum să fie mai eficientă. Din potrivă, tendința va fi să fie mai birocratizată, mai leneșă, știi? Nu e ca o agenție de protecție rodbardiană care, da, trebuie să țină cont de el. Pleacă clienții, știi? Dacă eu nu livrez, știi? Deci nu mi se pare bună argumentarea asta, știi? Spus că în anumite industrii se zice mafii. În momentul în care apar noi întreprinzători pe acea piață, aici se referă Hoppe și la un context istoric din America, se trezesc 5-6 producători pe o anumită piață, domne, pare al 7-lea, pare al 8-lea. Păi ce facem mai? O competiție haotică? Du frumos la stat și zic, hai să facem o reglementare, să nu fie chiar așa, să fie o ordonare acestei competiții. Și pasează niște reglementări care să le favorizeze pe ei care deja există în piață, știi? El a dat un contraexemplu la stângiște. Stângiștii estimau că o să ai niște firme mari. Capitalismul îți creează aceste firme mari. Ori el zice, nu, uite... pe istoricii voștri, pe colpul ăla, pe... Uh-huh. Nu, au venit niște reglementări, a fost ce zicea Gabi, știi, ia să-i mai... A zis că... Ordinea a fost în... Deci, stângiți, spuneau, domne, au apărut monopolul și pe a venit statul și a reglementat, știi? Nu, ordinea a fost invers. A apărut statul și după aia a apărut monopolul. Da, ideea la care se face referire tot timpul este, deodată cu revoluția industrială, a apărut... apar monopolurile și statul, domne, își mai ia acest rol să vină, să rupă, să-i bat pe micuț, să spargă monopolul, să pune ordine în piață, observ că statul face ordine în piață. Acum, de ce am tot bătut noi șaua asta mai de mult, este în felul următor și mai spun o dată. În condițiile unei piețe libere, consumatorul este suveran. Ce înseamnă consumatorul este suveran? El dictează. El are avantaje. Se maximizează avantajele consumatorului, da? Omului, clientului.
în condițiile în care, și numai din ce a povestit Gabi, în condițiile în care, și ce înseamnă, stai puțin, care e precondiția ca ăsta, avantajul clientului să fie maximizat, competiție liberă. Și cine ți-a apără competiția asta liberă? Numai statul a creat piața. Fără piață era, fără stat era haos. Fake news. Ideea că statul a creat piața e, cum să spun, e o minciună urâtă. Știu, din categoria aia, bă, ești prost? Adică, ce înseamnă o piață? Da? Ce înseamnă o piață? Înseamnă că cineva are ceva, altcineva își dorește acel ceva și are ceva dat în schimb. Păi și te fură la cântar. Care cântar, mă? Da, ți-am în vorbit piață de cântar. Dacă te fură, exact. Dacă te fură, îl pedepsești. Dar eu vorbesc de precondițiile schimbului. Doi oameni care s-au întâlnit în comuna preistorică, da? Adică pe undeva pe lângă Alexandria acolo, da? Doi oameni care s-au întâlnit în comuna preistorică au creat o piață. N-au avut nevoie de stat pentru ea. Da? Faptul că eu am o nevoie, tu poți să mi-o satisfaci și tu ai o nevoie, eu pot să o satisfac. Ece piața. Ece Agora. Nu, că Agora era altceva, da. Uite, Hope mai are și argumentul. Hai să zicem că e monopol. Chiar rezultă monopol. So what? Dacă rezultă din piață, so what? Nu, în sensul ăla de piață, firmă mare. Uite, a apărut Coca-Cola, s-a întins la... Dar rămâi în condițiile unei piețe libere. Da, eu mai vreau să mai zic ceva înainte să intervină Gabi, că vreau să mai bat puțin apropo la ce a spus Gabi. Da? Atunci când statul se apucă să reglementeze competiția, să pună criterii de acces pe piață, am spus, competiția trebuie să fie liberă. Ce înseamnă să fie liberă? Înseamnă acces liber pe piață. Da? Toată lumea trebuie să poată să facă limonadă dacă vrea. Să aibă voie, în sensul ăsta. Să aibă voie, să nu-ți trebuiască să te duci la vreun curs, să-ți iei o diplomă de certificare de la Consiliul și Asociația Națională a Făcătorilor de Limonadă. Da? Și permis după aia. Și permis de activitate, bineînțeles, care trebuie reînnoit odată la trimestru de către Autoritatea Națională de Reglementare a Consumului de Lămâi. Ideea este că accesul liber pe piață îți garantează acel avantaj al consumatorului de care vorbeam, în clipa în care se apucă să se restricționeze accesul liber pe piață. Și cine poate să-l restricționeze? Păi aia care au monopolul pe violență sau pe amenințările cu violența. Da, cine? Adică statul, de stat vorbeam, legi, da? Și pe justiție. Așa. În clipa în care se restricționează, avantajul se mută de la consumator la producător. Acum, la tine, pe tine la școală, de ce te-a învățat că monopolul e rău? Pentru că producătorul profită de pe urma consumatorului. Avantajul este în totalitate la producător. În viziunea mainstream a monopolului. Da? Bun, dar ce nu spune școala e că și eu. Sau că deci, da, evident. Dar ideea e că reglementările accesului concurenței, de care vorbea Gabi mai devreme, exact asta fac. Te mută mai aproape de monopol. Îți produc un efect care este dus la limită, efectul pe care nu ți-l dorești din partea monopolului. Așa se luptă statul cu monopolul. Producându-ți un efect al monopolului. Da, exact. Adică dacă ai avea o justiție liberă, ai putea să ataci acest monopol. Dacă ai dacă ai lege antimonopol, ai putea să le întorci împotriva acestui monopol. Dai seama că nu se pune. Te ducă Consiliul Concurenței la să amendeze statul român că e... Și ceea ce spunea Costel este că dacă chiar ați pune mâna și ați citi, nu știu, jurnale de economie, istorie, sau măcar luați-l pe băiatul ăsta, da, care e leftist, de exemplu. Da? Și vă zice el că el s-a uitat. Dacă vreți să-l credeți, nu știu, dacă nu, nu.
În perioada laissez-faire-ului, în perioada Robert Barons și aia care e cea mai vitriolată din istorie, accesul era mult mai liber pe piață, prin urmare monopolul în sine era mult mai redus decât după intervențiile statului socialist în reglementare și așa și pe dincolo. Legea în sine, care a fost făcută, deci legea antimonopol care a fost trecută ca să spargă Standard Oil și Alcoa, păi Standard Oil și Alcoa nu au ajuns niciodată în situația de monopol. Ba chiar atunci când s-a propus legea, erau deja în, acum nu știu, a fost o întâmplare, nu a fost o întâmplare, erau deja în scădere, în declin. Cumva legea le-a stabilizat declinul o vreme. Iarăși, nu. A, zic că le-a dat, le-a dat un pic de apă, că se ofileau. Nu, zic, iau corul pe ăștia. Să... Da. Uite, un caz mai aparte al monopolului. De fapt, cred că tot din cauza statului. Să zicem pe proprietate intelectuală. Scriu o carte. Și deții monopolul pe vânzarea acelei cărți, tu ești autorul, 35 de ani sau ți acordă statul că ai copyright, așa? Copyright-ul respectiv. Deci dacă nu ar fi stat, ai mai avea copyright și ai fi singurul îndreptățit să-ți vinzi cartea? E o chestie rară, adică... Înșirurile aia de cuvinte... Cred că n-ar fi un drept că avea contracte cu oamenii. Discutăm și asta lui Kinsella, știi, la... Ai avea contracte cu cumpărătorii. N-ai voie să, nu știu ce, în timp ce îl cumperi, îl cumperi cu această condiție. Păi el după aia nu se ține asta de condiția aia, dar nu vine statul să te urmărească. Asta e problematică. Poziția problematică e dacă din... Natural, ca să zic... axiomatic pe drepturile naturale, ok. Uite, poate facem aia lui Kinsella, că e o carte foarte importantă pentru libertarianism, apoi aia pe un IP? Fapt că, da, aia pe IP e un fapt că majoritatea libertariană. Chiar dacă ai tabele rivale, nu știu ce, sunt cam anti-IP. Cred că dacă e să ne uităm la conceptul ăsta din două direcții, da, în primul rând, cum l-a spus Gabi astăzi, fără monopolul impus de stat, în clipa de față, nu ar exista. Da? Bun, și acum hai să discutăm din punctul de vedere al unei abordări reconstrucționiste. Da? Tu ai... nu există IP, nu există monopol de stat, nu există, suntem înapoi în niște timpuri mai fericite, cel puțin din punct de vedere al existenței statului, în sensul că nu există. Și tu ai un pergament, da? Ești scrib, ai un pergament și scrii floricica mea verde. Bun. Atât. Da? Și rămâne pe pergamentul ăsta. Acum, întrebarea pe care o punem este... Are dreptul altcineva să scrie floricica mea verde pe un alt pergament? În absența oricărui fel de filozofie, de înțelegere comună asupra drepturilor, ne vorbim la nivelul strict cel mai de bază. Poate să scrie altcineva floricica mea verde pe un alt pergament? Da. Ți-a furat ceva scriind pe pergamentul lui, cu cerneala lui, cu instrumentele lui, floricica mea verde, poate chiar și fără să știe că tu existi? Da. Te-a furat? Ah, nu. Zic că dacă, întrebarea a fost dacă poate. Întrebarea, da, da, eu pusesem întrebarea dacă ți-a furat ceva atunci când a făcut asta. Da, nu, nu. Plus că dacă trăiești într-o lume din asta în care simți că tu dai lumii floricica, scrierea floricica verde, altcineva ar putea să o fure, păi o să o ții pentru tine. Și, da, și argumentul tehnic este că omul ăla e îndreptățit să
își folosească proprietatea lui, pergamentul, pana, și să facă ce vrea cu ele. Observația mea este că și aceste agenții ale statului care acordă dreptul de copyright se uită la originalitate, adică e florigica mai verde, nimeni nu-ți dă copyright pe așa ceva. Da, dar sunt chestii convenționale. Da. Trebuie să ai ceva... Foarte bine, hai să zicem... Nu, dar exact unde începe originalitatea și unde se termină. Nu mai țin minte cum... Hai să zicem că nu scrii floricica mea verde, scrii Rapid Fuginiu. Asta e pe original. Da, aici... Trademark. Da. La trademark, da. Bun, deci dacă cineva mai scria Rapid Fuginium în altă parte a lumii, îmi fura ceva? Da, nu. Nu. Ah. Cam asta e din perspectivă naturală. Acum, dacă ar exista, să presupunem prin absurd, dacă ar exista o înțelegere între oameni, cum că, dar ea trebuie să existe între oameni, cum că atunci când mie mi-a venit o idee și eu am fost primul, că cumva ar trebui să știm reciproc care e primul, deci trebuie să rezolve problema cumva, toată economia să fie conectată la același creier central sau la aceeași server de distribuție al informațiilor care ies în creierele oamenilor, da? Atunci ar fi loc de un gen din ăsta de proprietate intelectuală, ca să nu mai vorbim de faptul că, nu știu în ce măsură, chiar și ajungând acolo, da, eu zic, uite, Rapid Fuginiu e al meu. Dacă se gândește cineva la Rapid sau vrea să folosească cuvântul Rapid Fuginium în orice circunstanță, trebuie să-mi dea bani. Da? Perfect. Noi suntem conectați, ajunge la toată lumea, toată lumea știe, bă, acest cuvânt îl punem în lista de cuvinte care nu le folosim și nu știu ce. Bun, perfect. Dar mai este și problema la proprietate intelectuală a lucrurilor care nu sunt făcute conștient. Gândurile care... și voi cum e, care nu le gândești, ci îți apar. Da. Da. Dacă ți apare în minte Rapid Fuginium, inconștient, fără să-l fi gândit tu. Bine, greșeală fără de voie. O soluție... E greșeală fără de voie, dar e furt? Da, dar argumentul nu e... Am avut discuția asta... Că trebuie să poziția anti, profiți de acel gând. Nu vreau să insistăm așa de mult, că n-ai, doar un... Da, e o tangentă. Zi-o, ca să fie spus-o. Poziția... Păi, cred că am mai zis-o, uite, când am discutat. Sau nu, poziția pro-IP. Pro-IP, ok, și dacă nu e fur. E o agresiune, definind agresiunea, că folosirea pe pietății cuiva. Dacă admit că acea frază e a aluia, așa. Sau ideea e a lui, da, poți. Nu e furt. Răspunsul e că nu e furt. Dar nici violul nu e furt, asta nu înseamnă că nu e o agresiune. Da, fair enough. Dar e bine că discutăm asta, pentru că, uite, oamenii nu sunt conștienți. Se aduce obsesiv replica asta. Cred că, nu știu, cred că și Hope și Kinsella zic, dom'le, nu e furt. Sau eu au inspirat tradiția asta. Și răspunsul e și ce dacă nu e furt. Sfera agresiunii e mult mai mare decât a furtul, o formă agresiune, știi, da? Uite, argumentul principal la IP de obicei este că ajută economia. Mie mi se pare că e o formă de intervenție. Nu ai treabă tu să ajuți economia. Lasă că economia se întărește singură. Sau treaba ei. Doamne, nu ajută... Stimulează inovația. Da, să știi că e o aplicație. Păi da, dar dreptul de proprietate. Așa poate să-ți verse și că bă, cum îi spune, și că inflația ajută economia. Nu, dacă vor să mă întoarcă rău de tot, ar putea să zică, păi tu de voi de ce vreți dreptul de proprietate? Nu pentru că ajută economia? Iasă, nu. Să nu mai fie drept. Nu. Ba da, vrei și pentru. Nu vrei, vrei bine, pentru spune, că ajută sunt o nișă economia, de rotbardianism în care... Aia e o consecință, dar nu de asta le vrei. E și motivația le asta. Le vrei nu ca cred să nu mai fie agresiune. Da. Dar da. Poți avea și motivația asta, secundară să zic. Contra argumentul pe care îl aduce Kinsella, care îmi place mie, este că nu poți să
reglementezi cum își folosește un om bunurile lui. De exemplu, proprietatea lui, creierul, corzile vocale, a ținut minte poezia, auzi ce treaba lui. E răspunsul meu care era că dacă admiți proprietatea asupra ideilor, dacă o admite, dacă o admite societatea. Bine, dar și noi practic gândește că în realitate mereu uităm cine a zis. După cât ne aducem și noi aminte. Dar mă rog, zicem, asta a zis-o cu tare, a articulat-o nu știu cum, uite, adineauri, am zis, ăsta e argumentul lui Kinsella, nu ne erijăm noi. Și dacă ne erijăm, imediat ne prinde cineva. Păi, de unde vii tu cu ideea asta, măi, Alexandru? Că la proprietatea intelectuală intervine acest atribut al ideilor, și anume, eu îți folosesc ideea, o copie a ideii tale, de fapt. Ideea ta rămâne în capul tău. Nu ți-am folosit-o pe ideea ta. Da? Folosesc o copie. Instanțiată în copie. Instanțiată, dar există și această atribut față de un produs material, da? Ai un pix, poți să folosesc copiii. Nu, copii, da, ăsta era răspunsul meu la ăla cu limba. Da, domne, da. Tu îmi spui cum să-mi folosesc eu limba? Argumentul ăsta îl găsești și la avort. Pe ce e corpul comunității? Și răspunsul nu. Nu e corpul comunității, este corpul ei, doar că ea nu are voie să facă orice pe corp. La fel și aici. Păi limba lui Vali nu e a lui? Păi da, e limba lui Vali. Dar ideea nu e a lui. Da. Ce mai era? Deci am discutat alea patru trăsături. Ce mai era? Mai era discuția, mai era discuția din punctul de vedere al școlii austriece. El prezintă aici ca să fie, da, foarte... Da, cred că e cel mai important argument ăsta. Foarte... Pe care nu l-am înțeles că deci, ok. Din punct de vedere al școlii austriece, și îți dă aici un citat din Mises, în care spune că problema, de fapt, nu reprezintă monopolul. Monopolul ar fi o problemă falsă. Problema reprezintă prețurile monopolistice. Și ca prețurile monopolistice să se formeze, ai nevoie de nu doar de un monopol, ai nevoie și de monopolul respectiv. Adică e cumva dus mai departe. Și tu ești în piață liberă, deci ajunge să formeze un monopol din ăsta de producător unic, pe definiția producător unic. Și noi spunem toată lumea e satisfăcută. Și vin austrieci și spun, da, mai există și problema de prețuri monopolistice, că dacă tu ai un monopol unic, natural, și ai o structură a cererii care este inelastică, ăla poate să îți crească prețurile cât vrea el, care asta, de fapt, ar fi problema monopolului. Da, și mainstream-ul zice asta. Și mainstream-ul. Da, da. Asta e ce spune, de exemplu, că... Păi, poți să se ca mainstream în prima citare, știi? Păi, auzi, și... Că trebuie să și vândă produsul. Că dacă nimeni nu vrea produsul lui, nu e, poate să fie pe monopol, dar nu contează. Ești o prostie. Da. Așa. Și... două secunde. Da. Și prețurile monopolului, prețurile de monopol, cu definiția dată de Mises, dar atenție, Mises revine mai târziu și Hoppe îți spune chestia asta, că în partea de mai târziu din viață revine asupra definiției și își dă seama de greșeala pe care o comite aici, dar zice așa că prețurile monopolistice sunt acele prețuri la care este mai avantajos pentru monopolist să restricționeze cantitatea totală vândută pe piață mai mult decât ar face-o în termen de competiție, în termen pe o piață competitivă. Deci, practic, eu să-ți vând cu țârâita și tu să stai la coadă ca pe vremuri după pâine, da? Și dacă ar fi ceteris paribus o piață competitivă și eu ți-aș vinde cu țârâita, ar veni altcineva să facă... Să preia cererea pe care eu nu o... Mi se pare că... Nu o satisfac. Mises spune ceva de genul natura de vină. Pot să-mi reduc oferta. Pot să-mi reduc oferta artificial. În sensul ăsta. Asta poate Mises 1.
Da, mi se pare. Asta este, da, asta este ideea. Mi se pare că Mises 2 zice natura. Ha, făcut asta este asta. Mises 1. Deci, raritatea e o chestie naturală, n-am... Și contraargumentul este că nu se decide, că decizia asta, contraargumentul făcut și de Rothbard la Mises, este că nu ai cum să știi. Da, asta ar pentru că între producție și consum trece timp, nu ai cum să știi că ăla și-a restricționat producția ca să beneficieze de prețuri monopolistice sau a greșit, a estimat greșit dimensiunea cererii sau a prevăzut că în viitor prețul va crește și mai mult și atunci și a redus producția acum ca să poată să beneficieze în viitor de mai multe resurse ca să poată să dea mai mult. Nu e pointul lui că tu și pe o piață competitivă restrângi exact merele și dai drumul la portocale. Păi de ce nu e monopol? Uh-huh. Te vorbeam cu Gabi, o soluție a etatistului poate fi contează intenția. Deci chiar dacă acțiunea e aceeași, e compatibilă cu ambele scenarii, și la monopolist și la de tip piață liberă, intenția contează. În ăla monopolist tu vrei să-i razi pe aia, știi? Profiți de pe urma lor. Da, am înțeles. Da, poate fi un răspuns, știi? Aici e vorba în continuare de monopoluri fără forță care există în piață liberă. N-am părăsit acel context. Da, păi nici eu nu l-am părăsit. Da, deci... Eu ziceam doar că intenția era predatory pricing, știi? Eu vreau să te elimin... Voluntar, știi? Deci nu... Păi da, dar din punctul ăsta de vedere nu putem să ajungem acolo. Adică piața liberă... Da, de o cale de adiscernă între dolor... Chiar poți dovedi intenția. Știi? De unde știu că la... Piața liberă te oprește să ajungi acolo. Piața liberă am mai discutat aici când, dacă vreți, avem un episod întreg în care discutăm la Hazley despre monopol. Îl vedeți acolo sus. În care am discutat exact contextul ăsta. În care dacă cineva face... predatory pricing, păi teritorial, nu numai că el trebuie să se susțină de undeva, adică el face pierdere și își asumă niște pierderi. Și practic el poate să facă territory pricing ca să te mute, predatory pricing, scuze, pe un teritoriu ca să te mute pe tine, cu concurență fiind. Dar asta înseamnă că în altă parte, el dacă nu își asumă pierderi, și dacă își asumă pierderi la un moment dat, o să dea faliment, că e o strategie greșită pe termen lung să-ți asumi pierderi, ca strategie de a lucra în piață, dar asta înseamnă că el se descoperă în partea ailaltă, în altă zonă în care nu are competitor, el face loc să îi apară competitori acolo. Da, o să vândă mai scump în altă parte ca să-și mai recupereze din pierderile pe care le înghite aici, unde vrea să te dea pe tine afară. Plus că odată ce s-a oprit aia, dacă e o piață liberă, Se întorc, da. Și altă chestie, mi s-a părut interesantă. Deci ai zis, poate să facă prețuri monopolistice dacă cererea e inelastică. Și asta e o observație sănătoasă. Vai, noi oamenii trebuie să cumpărăm cu tare. Că, mă rog, trebuie. Ceva, nici nu dăm exemplu, ceva care trebuie. Și ăsta are monopol, natural, dar își face avantaje pe spinarea noastră. Dacă să nu mai zicem profită de... Și te gândești, vai, trebuie să facem ceva. Să se reglementeze. Gândește-te chestia asta. Eu cred că dacă ai avea două, trei situații de cerere inelastică, oamenii, dorindu-și să fie liberi și nu să producă stat cu reglementări, pentru că până acum ce s-a întâmplat când au fost monopoluri din astea? Sau probleme. Să zicem că au fost probleme de cerere inelastică, cineva făcea avantaje, lumea aceea a zis, păi să facem o reglementare. Dacă oamenii ar vrea să nu-și facă reglementare, s-ar învăța să fie mai elastică cererea. Eu aici spune că nu sunt de acord, că atunci când se vorbește de cerere inelastică, apare o trunchiere a sensului. De obicei, lumea când spune cerere inelastică, se referă la faptul că într-un anumit interval de timp cererea e
fixă, adică într-un anumit interval, într-un anumit interval de preț, nu de timp, da? Cererea e fixă. Deci la între 5 și 10 lei, frate, toată lumea cumpără castane, da? Și dacă prețul ție pe ultimii 200 de ani ți-a variat doar între 5 și 10 lei, cumva zici, bă, cererea la castane e inelastică, frate. Deci cât am mișcat noi prețul acolo în interval, nu s-a clintit nimic. Ai, oricât e o prostie, da? Nu știu. Da. Dar din punctul meu de vedere, asta spun, e că pur și simplu suntem la un capăt al intervalului respectiv, la care consumatorii marginali nu mai sunt atât de ușor de găsit. Da? Fie că îi arunci într-o parte, fie că îi arunci în alta. Da? Asta e tot. Adică crește tu prețul și o să vezi că dintr-o dată îți ia din nou forma aia cu care ești tu obișnuit. Sau scade. Păi, na, scade, să zicem că toată lumea ia, dar o să vezi că ia câte două, ia câte trei, da. Nu, o să ia da, mai mult. O să da, mai ai mult. Dreptate. Cererea va fi elastică, știi? Da, ai dreptate. Ai un interval de stabilitate. Dacă îl scazi foarte mult, corect, o să lumea toată o să lumea. Ia câte două, câte trei, câte patru dintr-o dată, dacă sunt dispuși. Să fie risipă, trebuie o reglementare. Și de asta zici că ăsta, argumentul cu cererea inelastică în sine, mi se pare un pic... lipsit de perspectivă atunci când introduci cererea inelastică într-un argument. E clar că e inventat de ăștia ca să te arate că, uite, nu poți scăpa. Că tu ziceai, uite, e fixă, dar la ce preț? Că dacă umbli la preț, se echilibrează, știi? Păi nu că e inelastică. Mă, chiar e inelastică? Dacă eu dau pâinile aia pe gratis, nu le ia nimeni, nu? Da. Dacă e la capătul un tinder, e elasticul. Da. Și ca să revenim și cu ce zicea Mises, în Mises 2, felul în care își demontează și el ideea, e asta, a amintit-o și Costel, imaginează că ai două bunuri. Imaginează că un producător care în loc să producă un bun, un singur bun, produce două. Da? Dar el are doar 100 de unități de timp disponibile să le aloce, că timpul în sine e resursă rară, orice ar fi, da? Și are doar 100 de unități de timp disponibile să aloci producției totale, da? Și alocă atât, și alocă 50 de unități pentru un bun, 50 de unități pentru alt bun, pentru celălalt. Foarte bine. Dacă el după aia se hotărăște să aloce 70 de unități pentru primul bun și 30 de unități pentru al doilea, păi a redus monopolistic producția bunului B, a alocat mai puțin? Nu. Nu poți. Ideea e că nu poți să determini această, pentru că, și aici mie îmi place constatarea, pentru că nu poți să știi ce a fost în sufletul omului. Că de fapt, din păcate, felul în care a fost prezentată asta monopolistă presupunea că știi de ce a făcut ăla chestia aia. Ceea ce e omul... Nu știi că voia să-i elimine. Așa, de-aia ziceam că așa se poate răspunde. Dom'le, ești monopolist pentru că ești al dracu, ai vrut să elimini pe ea. Da, da. Cum demonstrezi? Asta e, tu știi? Jurnalul ăluia, copilăria. Deci ideea e că acolo ai, dacă prețurile astea monopolistice sunt de fapt, baza lor este că știi intenția omului, nu mai ești în domeniul... Nu mai ești în domeniul analizei pure. Bine, argumentul lui Rothbard e că nu, factual acționar e la fel, știi? De ce zici că e monopolist, da, și că e piață, da, liberă? Că el a restrâns... Pentru că te preocupi, sau ar trebui cel puțin să te preocupi doar cu acțiunile. Nu cu intențiile și dorințele și... Așa, cred că ți-am răspuns. Da. Bun. Bine, știi răspuns că intenția nu contează, dacă efectul e... Păi da, asta spune și eu, că... Am vrut să-ți fac un bine, dar... Mai sunt unii care au o anumită idee despre ce înseamnă o piață funcțională sau o societate prosperă și au ideea greșită că, domne, piața liberă nu funcționează cum ar trebui așa. Sunt cam multe resurse...
suprautilizate. Mi se pare că anumite produse nu sunt produse în o anumită cantitate pe care eu aș vrea să și trebuie să impun. Hai să facem reglement. Hai să eliminăm anumiți producători, punem unul pe industria nu știu care, dăm doar la 5-6 prieteni dreptul de a face nu știu ce. Atunci totul este o armonie și o folosire super eficientă a resurselor patriei. Da. Armonia lor. În punctul lui de vedere. Exact. Asupra cărora se intervine, știi? Dacă unui îi place carnea de porc, știi? Tai! Pentru el e mai rău, știi? Vezi la ce proastă calitate a presii după 90 a apărut înainte. Aveai doar 2-3 ziare care puneau esențialul. După aia au tăiat copaci, s-a pus cerneală, s-a consumat pentru niște maculatură, pur și simplu. Dar nu ține cont de preferințele consumatorului. Asta s-a dorit atunci? Lumea pe asta dădea banii? Asta e una din sursele socialismului, știi? Vreau să... E ok ca statul să te constrângă pentru a produce acel optim, acele lucruri dorite de mine, știi? Da, păi ce vreau, să fie interesă prostituția, să nu știu ce, să se studieze Dostoevski, să nu știu ce. Și se lovesc reciproc, știi? Sunt oameni care pot să-ți dea exemple de neajunsuri. Sunt oameni care suferă în urma acestor mecanisme de astăzi. Și ai două răspunsuri aici. Păi unu, dacă statul apără, de ce nu-i apără pe ea? Care suferă de neajunsuri de... adică, într-un fel, ai putea să zici... Dacă suferi, spre binele tău. Nu, invers. Deci, doamne, ar trebui mai multă reglementare ca să fie apărați și niște marginali care suferă. Ideea este invers. Invers este că dacă oamenii aia chiar suferă și sunt agresați cu niște externalități negative, atunci nu pui reglementări, pui prețuri. Sau interziși pur și simplu aia. Dar cine o interzice? El a agresat. Da. Adică astăzi aștept la nesfârșit ca statul să te scape, să zicem, de o externalitate negativă. Să zicem că piața, cât e astăzi, te încarcă cu o externalitate negativă, te agresează. Și tu cum poți să scapi astăzi de ea? Trebuie să existe o lege să binevoiască statul, că tu nu poți să-l dai în judecată pe Cutărescu, oprește poluarea, să zicem. Decât dacă e la legi, pentru că justiția de astăzi funcționează doar după legile de la stat. Dacă tu zici, iată dovezile de agresiune, ți se îndizist. Nu. Trebuie să meargă după legile statului. Fă o lege, fă lobby, trece o viață întreagă. Da. E important asta ce a zis Gabi cu suficienții insuficient, știi? Că ai tendința asta, știi, a omului. Nu se face suficient cu tare chestie bună. Hai să dea statul o subvenție. Se face mult cu tare chestie rea. Se interzică statul chestia aia. Foarte. Discuția pe apărare despre asta era despre suficiență, nu e suficient. Și tu poți să spui diverse întrebări. Păi da, statul e suficient, e apărat pe român de ruși, de exemplu. Da. În timpul comunismului e apărat? Nu e apărat. Poate nu era suficient. Știi? Suficiența și insuficiența sunt subiective. Subiectul decide. De ce încă Vali stă într-un buncăr, are nu știu câte chestii super protejat. Înțelegi? Majoritatea oamenilor admite că e suficient apărat cât de bine s-a barigadat și eu să zic, nu e suficient. Vin niște extraterestri, nu știu cum s-a făcut acolo, cum. Tot nu e. Trebuie să mai primești niște oameni în buncăr. Când statul zice că nu e suficient, păi ți se aplică și ție asta cu suficiența. Asta ne însemnând că omul nu-și poate ajusta preferințele. Într-adevăr, cumpără mai puțină apărare, aia nu face nimic. E proastă, trebuia... Da, actorul de pe piață, da, era insuficient, trebuia să iau, ca și cum ar pune gogonele, știi? Trebuia să iau mai mult oțet. La fel și la apărare, știi? Trebuia să iau mai mult. Așa cum pentru alții suficient poate însemna zero apărare. Pentru un pacifist, zero cerere,
e suficient. E o piață liberă. Acum am vorbit doar de companii, de firme care merg după profit. Dar pot să apară firme care nu caută profit. E zero profit. Deși cheamă... Nu știu dacă în România există. Dar în America sunt non-profit organizations. Ale noastre spre profit. Adică scopul lor declarat este, domne, tot ceea ce încasăm sau tot ceea ce facem este egal cu costurile care ne-au... Nu, nu e chiar așa. Este chiar așa? Nu, nu este chiar așa și genul ăsta de lucru există și în România. Agenții ONG-uri. Non-guvernamentale sunt ONG-urile și noastre, funcționează la fel. ONG-ul în sine nu are voie să facă profit, la fel și un NPO din Statele Unite. Ești nu are să faci profitul ăla? Îl ții în firmă până îl cheltui. Da. Răspunsul e, îl ții în firmă până îl cheltui. Banii europenii bași pe salarii, că asta e exact. Soluția. Exact. Și răspunsul este că la aceste fundații se angajează mătușa Tamara și cu bunicuța și cu nepoțelul și cu nu știu ce și se mai cumpără tot felul de bunuri fixe care pot fi folosite de membrii NPO-ului sau ai ONG-ului în evident, în scopul ONG-ului, nu, în scopurile declarate ale ONG-ului pe care dacă le pui destul de larg. Păi stai în el și meditezi cum să ajuți copiii în Da, poți și așa, da. Ideea este că și pe piața liberă, nu neapărat acum, și pe piața liberă poate să apară. Dom'le, eu vreau să colect toate deșeurile care apar de-a lungul râului Olt. Da? Îmi trebuie mănuși, îmi trebuie nu știu ce, astea sunt costurile. Dacă ori mă finanțez eu personal, ori mă finanțează persoane care văd că asta fac și sunt de acord cu mine, și le spun, vedeți că toți banii pe care îi băgați în mine, eu nu o să-i țin pentru... Pentru mine profitul este curățarea râului. Asta e profitul. Eventual pui și pui contabilitatea transparent. Da. Exact. Deci ce n-ai voie să faci? Și dacă erai firmă, ce faceai cu profitul? Îl reinvesteai? Poți să dai dividende. Da, puteți să zici. Singurul lucru pe care nu poate să-l facă o organizație de asta e să dea dividende. Da. Poți să zici, domne, ok, am primit un milion de euro ca să curăți râul Olt, merg pentru 1000 de euro curăț o parte și restul zic profit. Dar prin declararea acestei de tip de firmă, de organizație, da, lumea știe că oricât bani am băgat acolo, se duc, mă rog, și asiguri transparența necesară pentru că să primești și de altă dată. Uite, o chestie de mai vorbeam noi, de ce să tot susține socialismul ăsta? Cauză că oamenii nu prea vor să se schimbe lucrurile, s-au obișnuit cu ceva, practic ai putea să zici că este o cerere inelastică. Bun, și în încheiere, a zice așa că... Nu, cred că nici nu e așa rău, știi? Ce? Oamenilor, știi, nu e... Ah, și asta e o întreagă adică, discuție. Uite, în Argentina... Păi da, uite, la asta mă gândeam și nici mie nu mi-e clar, știi? Că zici, uite, Milea, a avut succes că erau... Da, cu inflație, cu taxare. Da. Dar ce, nu sunt alte și în care socialismul e soluția? În Venezuela sau... Păi poate e violența mai mare. Păi, da. Mă rog, altele sau mai... Sau n-a apărut 1000 și acolo în profite mai, de... Știi care e pointul meu? Că nu ajunge problema pentru a selecta... Problema nu selectează socialitatea. Da, este adevărat. Da. Nu s-o înțeleg. Ideile selectează soluții. O să mai selecteze liberale. Pe aia socialistă, știi? Problema. Nu, adică... Deci eu o duc rău în Venezuela și soluția care e? Socialismul. Nu, dar e genul ăla de... Dacă oamenii au în cap că singurul instrument e un ciocan, o să încerce să rezolve cu ciocanul tot felul da, de chestii. Pe asta vreau să zic. Da, nu, simpla problemă nu se rezolvă. Nu selectează liberalismul. Asta. Trebuie să mai aibă și alte idei să fie expuși, da. Bun, și ca să încheiem, mai spune că merită de menționat asta, că la final Hoppe spune că problema monopolului ca o problemă specială al piețelor nu există.
pe care statul ar trebui să o rezolve, nu există. Și de fapt, doar atunci când intră statul pe scenă, problema reală a monopolului, care nu e o iluzie, apare, de fapt, doar odată cu intrarea statului. A menționat și Gabi ceva mai devreme chestia asta. Păi hai să vedem, hai să o luăm așa. Statul, cu prețurile pe care le pune el și metodele de a face, de a lucra în piață, astea pot fi distinse, inclusiv la nivel conceptual, dar și post-factum, la nivel explorator, poate fi făcută o distinție între ele și toate celelalte practici de pe piață. Și aceste prețuri pot fi numite prea mari și chiar arbitrare, exploatatoare, cum vrei, într-un mod perfect justificabil. Acum, mai departe, prețurile astea nici măcar nu sunt plătite voluntar de către clienți, ci sunt impuse cu forța și tranzacția în sine este și ea făcută sub forță. Deci nici măcar prin comparație cu toate celelalte firme de pe piață care sunt controlate de clientul final, dacă el vrea sau nu vrea produsul respectiv, la stat nu e așa. La stat, vrei, nu vrei, pune mâna și mănâncă. Da? Pentru că statul poate să taxeze și, sau poate să impună reglementări sau poate să le ia proprietatea oamenilor direct, îi deposedeze, fără ca să mai ia consimțământul lor. Da? Din punctul ăsta de vedere, statul are un avantaj semnificativ față de orice altă instituție pentru a obține controlul unor resurse rare. Că una dintre condițiile unui monopol natural, de exemplu, noi puteam avea un monopol natural dacă aveai, te-am plecat cu capitolul, aveai o resursă rară, da? Care era la mine în curte. Da? Da, statul poate să mă exproprieze și dintr-o dată, haps, a luat el resursa rară. Și a lui. Bun. Deci, din punctul, și dacă prevedem, dacă luăm ca acceptată ideea că toate instituțiile și mai ales pe măsură ce instituțiile astea private, da, capitaliștii răi, care vor să facă monopol, au tendințe monopoliste, vor să crească cât mai mare, să facă firma grasă și mare și să ocupe toată piața. Aceleași tendințe, trebuie să presupunem că se aplică și la stat. Adică să lucrăm cu aceeași, și statul o să vrea să crească, să facă mare și tot. Și cine-i stă împotrivă? Dacă împotriva monopolistului aluia grasă așa stătea statul, păi împotriva statului cine-i stă? Cetățeanul vigilent. Votantul și ONG-urile alea, cum se numesc? Watchdog sau... Da. Ei bine, și cum încheie Hope, zice că pentru toate astea există destulă experiență istorică care să ne dovedească că statul, din poziția lui de monopol pe violență, pe inițierea forței, n-a făcut altceva decât să crească. Să-și expande domeniul de activitate. Așteptăm momentul în care o să se ocupe și de pantofi. A fost, a ieșit prost. Păi nu, că era comunism, dacă ar fi un stat social-democratic care s-ar ocupa de pantofi. Sigur, rezolvă AI-ul problema. La 4 ani votăm, mai facem Adidas și nu mai. Anul ăsta cu șireturi în fundă, la anul băgăm invers. Valoarea o e diversitate, deci te lasă. Bun. Astea fiind spuse, pentru Alex Siria, Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și răbdare, ține minte că statul te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate. E mai bună decât oare.